Ne bucurăm în această zi de bunătatea și dragostea lui Dumnezeu. Vedem că El și-a noit bunătatea și nu o spunem doar așa, că umplem un pic spațiul acesta. Și vedem că de n-ar fi fost El de partea noastră și săptămâna care a trecut sau care a intrat, sufletele noastre de mult ar fi fost în locuința morților. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că mâna Lui cea străpunsă pe crucea de la Golgota a fost peste noi, peste casa noastră, peste familia noastră, peste copiii noștri și datorită dragostei Lui am putut să venim în această dimineață în locașul acesta și cu un scop bine definit și anume să lăudăm pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, pentru dragostea care și-a arătat-o față de noi, trimițând în această lume pe singurul Său Fiu să moară pentru păcatele noastre. Ce dragoste de Dumnezeu! Nu este ușor să trimiți în această lume când știi că fiul tău va trebui să sufere. Copiii noștri doar un pic, dacă se depărtează de noi, avem o mare durere în suflet și în inimă. Dar rugăm pe Domnul Iisus Hristos în această zi, El care și-a dat viața pentru noi și ne-a răscumpărat din felul de șert a viețurii noastre, să ne mângâie în această zi, să ne spere în sângele Său, să ne curățească, să ne pună într-o stare plăcută, să putem să lăudăm cu adevărat pe Dumnezeu. Căci mult bine ți-a făcut și mi-a făcut, a făcut fiecăruia dintre noi. Cred că Dumnezeul acesta merită laudă. Gloria să-L împodobească. De aceea vrem, mai înainte de toate, să intrăm într-o rugăciune și să-I mulțumim pentru îndurarea și bunătatea Lui care și-a arătat-o până în momentul acesta față de noi. Intrăm cu toții în rugăciune.